Pun găsit tuturor eu sunt Florin și azi despre un nou concurent ce caută nod în papură în propria relație. Până de curând credeam că în sezonul următor vor fi aduși doar concurenți care au intrat doar în acest sezon, nu dintre cei care au intrat și în primul. Dar urmarea unor noi situații ce vor apărea în perioada următoare, încep să mă îndoiesc de faptul că nu-i vom vedea pe vreunul dintre Bianca și Radu. În perioada următoare, se pare că Bianca începe cu unele reproșuri banale la adresa lui Ionuț, parcă pregăzându-și ea ca și Antoni despărțirea de Ionuț. Ionuț le va întreba pe fete la un moment dat ce își doresc să le aducă moșul, iar ea îi va spune că pune întrebări banale. Normal că la ea nu merge cu întrebările banale, ea vrea senzații tari, întrebări care să lovească direct la țintă, să provoace tensiuni, să bage râcă. Ea va plânge că sună lămuriri între ei, el va considera că nu este suficient de bun pentru Bianca. Se vor împăca, dar butonul de încrederii cred că deja a fost apăsat, el va rămâne pe gânduri și cu siguranță îl va frământa aceste reproșuri ale ei. Dacă ar fi doar atât, Poate că lucrurile ar fi rezolvate într-un final, la cât de umil este Ionuț în fața ei. Cu siguranță ar trece și peste așa ceva. Doar că cirașa de pe torc este că Bianca va spune că după finalul sezonului își dorește să rămână câteva luni singură, deoarece nu a avut posibilitatea până acum să rămână singură. Eu sper că nu s-a înțeles bine ce s-a transmis, ori eu nu am înțeles bine despre ce este vorba. Pentru că dacă Bianca chiar va spune așa ceva, înseamnă că ăsta este finalul relației lor. Cum să-ți dorești să rămâi singură după ce ești într-o relație de atâta luni de zile? Și într-un fel, tot singura a fost până acum dacă vorbim de relație. Cu el nu s-a putut vedea decât în emisiune. Cum ar veni, nu s-au văzut decât la muncă. Până de curând am crezut că nu va veni sezonul 3 și va merge cu Ionus până la finalul sezonului. Chiar dacă nu ar fi pe bune relația lor. Pentru că nu avea niciun interes să scape de el exact înainte de marea finală. Acum, ori are posibilitatea să revină și în sezonul următor, ori vrea să mai condimenteze puțin acum pe final de sezon experiența din Casa Iubirii. Cam atât momentan. Până data viitoare, vă doresc să aveți o duminică binecuvântată.